Începând de astăzi până duminică 30 octombrie, călărășenii se pot bucura de toamnă la un festival de arome și gusturi mediteraneene. De astăzi, 28 octombrie, până duminică, 30 octombrie, pentru prima dată la Călăraș, avem un festival mediteranean. Mai multe despre preparatele mediteraneene ne va spune? Mai la Cefan, bucătar șef la festivalul mediteranean. Este pentru prima dată la Călăraș. Într-adevăr, deși organizăm de vreo 7 ani, facem evenimente prin țară la Călăraș, de-abia anul ăsta am reușit să ajungem. De ce așa târziu? Pur și simplu am avut programul foarte încărcat. Deci n-am reușit pur și simplu să-l includem în itinerariul nostru. Este ora 12 și 26 de minute. Anunțul era că veți începe la ora 12, în fiecare zi de la ora 12 până la ora 22. Deci ați deschis de 30 de minute și deja este foarte multă lume. Da. Păi, dinainte să deschidem, erau foarte mulți clienți care au așteptat să s-au uitat la noi cum am gătit, și așteptau să deschidem. Hai să ne prezinți un pic preparatele. Da. Avem scoici de la Marea Neagră, scoici gătite în sos de vin alb, unt usturoi. Deci este rețeta cea mai bună, cea mai simplă. Clasică. Da, vă recomandăm și acasă să faceți la fel, pentru că ies foarte bune. Ingredientele să fie de calitate și atunci avem creveți în sos de vin. Arată delicios. Știm. Tot la fel, unt cât mai mult. Acolo e secretul, gustul, unt, usturoi, n-aveți cum să greșiți dacă le gătiți, îi gătiți așa. Aici avem tentacule de calamar. Tentacule de calamar trebuie fierte în vin cât mai mult pentru a se înmuia cât mai... Tentacule de calamar sau caracatiță? Calamar. Am zis bine, tentacule de calamar avem aici. Seamănă cu caracatiță. Da, în România se confundă între ele, dar... Tentacule de caracatiță o să vă arăt, avem pe plită, au ventuzele mai mari, deci este diferență mare între ele. Aici avem carne de midie, deci cărnița de corticată, fără cochilie, sunt gătite într-un sos roșu picant. Este o rețetă care, cum să spun eu, am ajuns la această rețetă pentru că a avut succes. Și atunci așa am decis să le facem picant. Cumva o rețetă proprie? Da, amarul îl cunoaște toată lumea, adică e mai cunoscut așa pe piața noastră. Acolo e specialitatea, king crab. King crab este cea mai bună carne care se poate găsi la fructe de mare. Deci este o carne dulce, într-adevăr și prețul este puțin mai piperat, să zic așa. Pentru că tot ai adus vorba de prețuri, aș vrea să știu care ar fi cel mai scump și cel mai ieftin preparat de aici. Păi prețurile pleacă de la 30 de lei pe porție. Scoicile sunt cele mai ieftine, 30 de lei, 400 de grame. Și restul sunt 38 de lei. Aici avem mai scump. Omarul este 100 de lei bucata și king crab-ul este 550 de lei kilogramul. Este o piesă de rezistență. Da. Este atracție. Este, da. Și aici avem? Aici avem paella. Din punctul meu de vedere, este preparatul cel mai vândut de la noi. Adică cu siguranță, nu doar din punctul meu de vedere. Este o rețetă simplă, ingredientele trebuie să știi cu care se folosesc și e o rețetă simplă. Nu-i... În Spania era o mâncare de rând, să zic așa, mâncare pentru... Mâncarea lor tradițională, să zicem, oarecum. Da, dar era o mâncare pentru... Nu neapărat... Deci ei găteau din... buzunarele oricui. Da, ei găteau din resturile de mâncare, găteau... Aruncau puțin orez, puține fructe de mare și mix. Și așa a ajuns să fie o rețetă internațională, vă dați seama. Poate e cel mai cunoscut preparat spaniol. În continuare avem paella în preparare. Și mai avem aici pește. Ce soi de pește este? Aici avem dorada. Poate este cel mai mediteranean preparat al nostru. În continuare avem biban roșu de mare. Este un pește foarte apreciat în nord. Arată carne, într-un mare fel. Da, o carne dulce, nu are oase, are doar cartilagiu.
Și atunci chiar este multă carne, să zic așa pe el. Deci este un pește cu foarte multă carne. Aș vrea să știu ce ai cumpărat. Caracat, ți-am servit mai devreme. Dar a fost foarte bun. Cum se pare această idee de a se desfășura un festival mediteranean la Caracas? O idee foarte bună. O idee foarte bună. Am fost și la Slobozia. Să fie mai des? Cred că da. Ar fi, da. Ar fi bine. Să ai poftă sau să-ți fie de bine? Cum să zic? Să avem și poftă. Să ne fie și de bine. Cum se pare acest festival mediteranean la Caracas? Foarte binevenit. Produse foarte bune. După cum se vede. Un împătimit așa al gusturilor turcești, fructelor de mare. Ne place să încercăm tot ce se poate. Și cu ce gust ați rămas după această încercare? Dulce. 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 Ați servit baclava. Baclava. Creveți mai multe. Dumneavoastră? La fel. La fel. Da. Să ar fi ok să fie cât un festival de genul ăsta mai des? Da. De genul? Da. Ar fi binevenit. Cum vi se pare acest festival la Călăraș? Nu. Da, este binevenit. Soțul meu este spaniol și cu mare drag am venit. Și să se mai repete. Jean Televizorul, ca și acasă meu. Da. E cu atât mai bine că și-a găsit cumva aici puțin din gustul. E foarte încântat că este gustul spaniol, că se simte ca la el în țară. Dar să mai repete. Pentru că după o masă copioasă nu are cum să nu lipsească desertul. Avem un desert absolut delicios. Avem baclava cu nucă, cu fistic, avem baclava cu vișine, cu ciocolată, avem cataif cu fistic. Rahat turcesc, am văzut diferite sortimente, baclava cu diferite sortimente. Avem foarte multe sortimente de rahat, foarte bun. Prima dată îl mâncăm cu privirea, că arată într-un mare fel. Da. Tot felul de jeleuri. Sunt foarte multe, e diversificată. Halva avem. Halva turcească, da. Da, uitați cum arată, deci este foarte și foarte bună. Îmi lasă gura apă. Și mie. Aici este doar cu fistic. Este sarma, dar este doar fistic. Deci oamenii au de unde alege, sunt pe toate gusturile. Au, diversitate pot, găsesc. Baclava avem de toate felurile. Ziua, de ce filmați? Vreau să-i trimit cuiva, la un prieten. Cum se pare această idee de a se desfășura un astfel de festival la Călăraș? Foarte bună ideea. Ați gustat ceva până acum? N-am gustat, doar ce am ajuns. Încă dau o privire și ce v-a făcut cu ochiul așa cel mai tare? Sincer, prăjiturile. Păi începem cu desertul? Nu începem cu desertul, oricum mănâncă-s la dietă, dar parcă vom... Sunt într-adevăr, arată delicios. Mai întâi le mâncăm cu privirea. Să fie mai des astfel de festivaluri? Da, chiar mi-aș dori să fie mai des, foarte frumos. O să revenim și mai târziu cu prietenii. Bineînțeles, de-aia vreau să le trimit să le arăt. Ne ajută și vreme. Corect. Un mesaj către cetățenii călărășeni? Vă așteptăm la Catex Shopping Center să ne vedeți, să încercați toate să degustați toate preparatele și să faceți o părere despre noi ca să facem un obicei să venim la Călărași.